Să binecuvântăm numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Știți cum zăceașii care sunteți, care mai frecventați Biserica Ortodoxă, acolo spune preot așa, sus să avem, ce să avem sus? Inimile, nu? Și apoi cei din strană spun să le avem către Domnul. Așa trebuie să o facem în seara aceasta și Dumnezeu să ne ajute. Noi suntem la o seară, la încă o seară, nu? A doua seară de evangelizare. Domnul să binecuvinteze fiecare suflet care a intrat. Problema noastră nu e cea de afară pentru mântuire. Și aceea e nevoie pentru noi. Dar cea mai importantă în viața noastră a fiecăruia este mântuirea sufletelor. Și ca să vedeți că trebuie să facem lucrarea aceasta, am să vă citesc un text scurt și câteva cuvinte, așa până vom ruga lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să citesc este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 1 și spune așa. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiuia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste, cu miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Simplu. E simplu, nu? Am citit. Problema e înfăptuirea lucrării pe care noi trebuie să o facem. Spune că înainte, cu 600 de ani, uite, vă citesc și versetul acesta, ca să nu spuneți că e de la noi, de la oameni, cei care suntem aici, nu. În capitolul 40, Isaia, capitolul 40, versetul 3, spune așa, ceea ce am citit aici. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locul de uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Spunea Isaia în vremea aceea, prorocul Isaia, Dumnezeu i-a dat prin Duhul Sfânt să transmită lucrul acesta. Și după mii de ani sau sute de ani, 600 de ani, Dumnezeu a împlinit cuvântul acesta prin această lucrare pe care a făcut-o împreună cu Domnul Iisus Hristos. A apărut Ioan, care netezea calea. Au apărut frații care netezesc calea voastră și a noastră. Că dacă nu erau frații ca să ne netezească înainte calea, adică să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțelegem, ar fi trecută și noi la fel ca și alții care nu băgam în seamă lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere nouă, pocăința. Ca să ajungem la pocăință nu e ușor. Au trecut 52 de ani, mai este o lună sau două de când noi ne-am întors la pocăință, 50 și ceva de ani. Doresc ca Dumnezeu să ne dea până la capăt. Amin. Amin. Ceea ce am primit până aici, ceea ce am gustat până aici, ceea ce am văzut până aici, să se manifeste mai departe și Dumnezeu este acela care se poate descoperi în seara aceasta pentru dumneavoastră și pentru mine. Și acum aveți zice, la 52 de ani și frate mai, mi-aduc de aminte de fratele Grigore, era un tânăr când l-am cunoscut eu în Zalău, dați seama, mulți ani de atunci, eram cu fratele Pop și mi-l recomanda fratele Grigore, un băiat cu care am să, așa și mai multe lucruri aici. Deci suntem oameni pe care Dumnezeu ne-au avut în planul de mântuire. Credeți că pe dumneavoastră nu sunteți scriși acolo? În planul acela. Să nu zădărnicim planul ăsta. Nu e greu, ascultați-mă. Soția mea a lucrat 40 de ani în învățământ. 20 de ani a fost sub teroarea comunismului. În fiecare zi, dacă nu era astăzi, era a doua zi sau a treia zi, inspectoratul pentru ea, numai să o dea afară. Nu a putut să o dea afară. Știți ce? Pentru că Dumnezeu a fost la cârmă. Și Dumnezeu a lucrat. Și acum noi la ce să ne mai fie frică? Astăzi au plecat aceia. Au plecat. Noi trebuie să ne facem datoria față de noi personal. Pentru că mântuirea e personală. Să se lese frații să facă evanghelizări peste tot. Să facă lucrarea aceasta. Pentru că și Ioan, ați văzut, el a venit pentru că era prorocit dinainte. El netezea calea și spunea oamenilor, mă, pocăiți-vă, că împărăția lui Dumnezeu este
aproape. Este aproape. Și era momentul acela când în spatele lui vinea cineva. Era cineva care tot aceleași cuvinte le spunea. Pocăiți-vă, pocăiți-vă și nu alt cuvânt. Și aici la pocăință e cam greu. Nu ne-a fost greu nouă. Eu nu știu, n-am putut să neg această lucrare sau când auzăm de pocăiți. Îmi plăcea extraordinar de mult. Am fost unul dintre oamenii aia care, sau familia noastră, dar nu i-am întors la Dumnezeu. Deci aveam noi concepțiile noastre. Dar în schimb, rudenile noastre, majoritatea dintre ei erau pocăiți. Erau pocăiți. Și numai când am venit, până într-o zi, când Dumnezeu s-a îndurat de noi. Amin. Printr-o vindecare miraculoasă a lui mama, care era cancer, metastază, dat afară din spital. Era un schelet, după un stil de telegraf. Că te uitai la ea, numai pielea mai ținea oasele și se împrăștea. Și o dat-o afară din spital. Și Dumnezeu a zis, nu, în casa asta trebuie să intru eu. Și frații de acolo, că asta fac frații ăștia pentru noi. Și au făcut pentru noi. Să se lesc să facă lucrul ăsta. Ca să scap de moarte. De moartea asta fizică nu o să scăpăm. Dar de moartea aia spirituală pe care nu o să mai vezi niciodată pe Dumnezeu. Pentru că dacă acum, când trăim, nu putem face lucrul acesta, când îl vom face? Când îl vom face? Și atunci Dumnezeu a intrat în casa noastră prin lucrarea aceasta. Mi-aduc aminte, în anul 69 eram în armată, primesc o telegramă să vin acasă de urgență pentru că mama e bolnavă grav. Am primit, după două zile, am făcut la securitate, la intervenții, nu mi-au dat ăștia să vin acasă cu greu. Și unul dintre ei l-am prins acolo mai pe asta și mi-au dat 48 de ore să vin să o văd pe mama. Am venit și am zis, niciodată. Eram pocăit. Dar niciodată. Și au intervenit acolo 4 sau 5 oameni al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu, care s-au rugat pentru noi. Și într-o noapte, acum nu știu cei care cunoașteți sau nu mai cunoașteți lucrarea lui Dumnezeu, dar i-au făcut de cunoscut unul dintre proroși și au spus așa, în familia asta vreau să intru eu, să vindec și să mântuiesc. Amin. Și au trecut ani. O vindecat-o pe mama. Adică m-ați întrebat, dar cum o vindecat-o? Foarte simplu. Prin rugăciune și-o revenit mama și-o trăit până la 88 de ani. De la 49 pe 50, o trăit până la 88 de ani mama. Slavă Domnului. Și aici e o dovadă a lucrării lui Dumnezeu. Amin. Vreau să vă spun asta. Toate intervențiile pe care noi, și eu astăzi, am fost la o intervenție, la doctor, m-am dus să mă programeze, să, da, avem nevoie și de asta, pentru că îți mai dă un medicament, îi mai calmează. Dar cea mai importantă lucrare pe care o face e Dumnezeu în viața noastră. Și el pune omul ăla, medicul ăla la care m-am dus, îi pune în mintea lui să uită la tine, te cunoaște și îți dă medicamentul potrivit. Pentru că Dumnezeu a făcut toate mădularele, dar Dumnezeu a făcut și oamenii prin care să scoată și să mai trăiești. Fraților și prietenilor, cei care suntem aici, prin aceasta, prin pocăința noastră, vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate, nici fratele Grigore, nici un păstor, nici un preot, nimeni nu ne poate duce în Împărăția. Și ce ne poate spune? Eu apreciez mult predicele celor din... Ați băgat de seamă pe înregistrarea care a fost la fratele Romii? Acolo a fost Pătru Pop sau... Așa, a orașului Dej. O scos niște cuvinte omul ăla extraordinare. Și vis-a-vis de omul care a trăit și trebuie să trăim frumos, indiferent cine am fi noi, trebuie să trăim frumos, ca să ai mai departe, să mai poți păși mai departe. Dar au vorbit despre mântuire și au vorbit despre pocăință. Ăsta e. Că preotul în biserică spune pocăință. Frații noștri de aici spun mai departe pocăință. Și noi nu trebuie altceva de făcut decât să facem pasul ăsta. Amin. Și acum cu asta vreau să închei. În noapte, într-o noapte din martie, într-o noapte, la ora 12, fratele Ion Miclea ne-a luat pe amândoi împreună cu soția. Și ne-a dus la Some și a zis, băi, că acum noi am cerut. Nu ne-a luat el să ne baje în apă. Și am zis, nu, în seara asta vrem să ne botezăm. Să facem botezul. Pentru că nevastă mi-a lucrat în învățământ, n-am nevoie să aibă contact cu școala și mai ales ce, să se boteze. Și am trecut, am mers pe lângă vale frumos, ne-am dus la Someș, am ajutat pe fratele păstor să o scufunde pe nevastă mea, pe urmă invers, și de atunci au trecut 52 de ani. Mai mergeam încă sloi de gheață pe apă.
Era o iarnă mai grea. Dar n-am vrut, am zis, mergem acolo. N-am răcit și n-am avut nimic. Am venit cu hainele înghețate. De acolo erau cam 200 de metri până acasă. Cu hainele înghețate. N-am simțit nimic. Pentru că noi era atunci un clocot puternic, numai ca să ne putem să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că lucrase Dumnezeu înainte ca să te poți tu să vii. Să nu ne fălim noi că am venit noi. Nu, Dumnezeu a venit prin lucrarea aceasta. Mama vindecată și familia a început mai departe să ne întoarcem la Domnul. Fraților și prieteni, urgentați lucrul acesta pentru că vremea este scurtă. Și nu știe cine va muri mâine, la ce poartă se va opri. La ce poartă? Dacă mâine dimineață ne mai trezim sau nu? Și multe alte. Să nu ne ținem tari. Să nu ne ținem tari. Beatul nostru a avut 47 de ani. A murit ca un fulger. Ca un fulger. În 10 minute am vorbit cu el aici și peste 10 minute a fost mort. Cam asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și mă bucur pentru asta. Nu că a murit. Că mi era de folos. Dar mă bucur pentru că au trecut într-o extremă sau într-un loc unde Dumnezeu i-l-a pregătit. Ca să ajungem acolo, pregătire. Și asta o putem face prin evanghelizări, prin apropiere de Dumnezeu, prin rugăciune, dar mai mult prin înfăptuirea lucrărilor lui Dumnezeu. Nimeni nu te-a să te dea afară din nicăieri. Nicăieri. Astăzi ești liber să alegi. Mâine nu se știe. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi mai departe în lucrarea Lui. Amin.